Deci eu dacă întârziam pe 25 ramentele, a doua zi s-a luat, era, da? Eu pun bani la convalidat și ei de acolo până ai la 5-3. Dacă nu, va provoca să te joacă. Dar unde l-ai lăsat până ai nevoie? Care nu mai sunt la marcă pe oameni? Ați... Mulțumesc foarte mult pentru că ospitalitatea de aici a fost posibilă să facem ce facem. Mulțumesc mult! Hai să luăm așa de la Cătălin Dancu și bine ați venit. Mulțumesc pentru trecere, că cu drumurile... Excelență, Doamne ajută, o să cam conlucrăm, dacă nu ne duelăm. Asta face, face snagul acum, păi cu tine și cu Roșca Tănescu. Sau păi cine au săpat alții, nu? Andreea și o altă zonă, Montana. Zonă Montana. Și ce se, ce se întâmplă acolo bun? La ora asta sunt postul în posesie. S-au întors la mine hotărâi și tot așa nu poți să fiți. Înseamnă că pot. Dar va fi nevoie de mai multe consilieri. Da. Dacă ai cap, ai și... Să trăiți mult și bine. Mult și bine. Din fericire, zona viticolă mă leagă de la bunici mei din Mufatlan. Noi avem acolo și 9 hectare de vie și bunici mei stau din fericire, din păcate, acum fiecare cu moia, gard în gard cu părinții și bunicii lui Băsescu. Și cam țoțorul ei cu el. Da, și avem calități viticole, ca să spun așa. Avem de fericire și păcat. Așa. Așa. Așa că am zis, de la Mufatlan, nu am intrat mare de părtare, așa că pe domeniu se leagă mult. Ideea de a deschide un centru regional pe Moldova la Focșani mi-a fost dată în primul rând de analiza pe care am făcut-o, nu sub aspectul chestiunilor de ordin avocațial sau vis-a-vis de probleme care țin de instanță. Pe mine m-a interesat și am văzut două chestiuni importante. Odată, rolul și importanța dezvoltării economice și comerciale în județ și în zona limitrofă, oportunitatea de a avea extrem de repede accesul către zonă și, nu în ultimul rând, amabilitatea și deschiderea de care am avut parte, ca în puține locuri din țară, din partea organelor și autorităților locale de aici, pentru a deschide un acest centru regional avocaturii. Pe rolul și locul nostru aici este de a realiza consultanță în domeniul atragerii fondurilor europene, a investițiilor private din fonduri private, în special pe zona elvețiană, pentru susținerea investițiilor și proiectelor locale în județ sau în zonele limitrofe.